Anul 2021 vine cu o serie de modificări pentru mediul business. Este vorba despre schimbări în codul fiscal. Astfel, termenul de 15 martie, inclusiv pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice, precum și termenul de plată al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoane fizice, va fi înlocuit cu data de 25 mai inclusiv. Tot până la această dată va putea fi depus și formularul 230, denumit și cerere privind destinația sumei, reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat. De asemenea, vor fi exceptate de la impozitul pe venit și contribuții costurile suportate de angajator cu testarea epidemiologică și sau vaccinarea angajaților pentru a împiedica răspândirea bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică. Potrivit hotnews.ro, angajatorii nu vor plăti impozit pe venit și contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților care desfășoară telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 de lei, corespunzător numărului de zile din lună în care angajatul desfășoară activitatea în regim de telemuncă. Tot din 2021 intră în vigoare și noul plafon pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați. Astfel, plafonul în acest caz se modifică de la 450.000 de lei la 140.000 de euro. Salariații vor putea primi din 2021 de la angajator ajutoare pentru adopție, pentru care nu se vor plăti taxe la stat.